Uncle, ce s-a întâmplat cu expertiza? Că nu înțeleg. Lasă expertiza, mănâncă până acum. Ești obosit? Am avut o grămadă de clienți azi. Îmi vâjei capul. Alexandra, ce mai zice? A, ce să spun, e descumpănită. Chiar dacă... dacă a greșit expertul, dar dacă a fost cumpărat, rezultatul cred că poate fi schimbat. Mai are gânduri de răzbunare? Gânduri. Acum ea să aibă gândul la facultate. Lasă răzbunarea, mă știi, mai încolo. Acum. Și căsătoria? Au mai vorbit de căsătorie? Mai Horia, tu tot mai trai speranță, e. Alexandra, eu cu taică-tu am început să facem afaceri cu foarte mult timp în urmă. Eram trei, pentru că era și Marin Barbu. Da. Probabil că știi asta. Ne-am dat seama că mare lucru nu putem face din vânzarea de blugi prin talciocuri. Și ne-am hotărât să cumpărăm terenuri la periferia Bucureștiului. Fiecare pe banii lui. Eu m-am descurcat mai bine pentru că m-am căsătorit cu Simona și ea a primit o moștenire foarte importantă. Și am apucat să mă extind înaintea mândorului. Deci acum, nu înțeleg, mă iertați, ne povestiți cum ați făcut prima 100 de dolari? Taci și ascultă. După ce am fi cumpărat toți terenuri, le-am fi pus într-o pălărie și am fi devenit puternici. Asta a fost ideea noastră de la început. Pentru că și taică-tu mi-a vândut terenuri. Tot în periferia Bucureștiului a spus: Grigore, pui tu mâna pe ele și le gospodărești pentru că te plice mai bine. Și el asta. Eram toți pentru unul și unul pentru toți. Ce scuze. De ce râzi? Mi se pare că... Mă iertați, dar mi se pare că se potrivește mult mai bine frate, frate, dar brăzăi pe bani. Nu știu, așa e la noi, la români. Poate la afacerile cu ciobanii. Da? Între noi, nu. Înțeles. Oricum, cred că pe patul de moarte... Stai că tu s-a gândit că terenurile lui trebuie să ajungă mâinile mele și de asta i-a lăsat. Am al ei. I-a făcut donații. Am înțeles. Dar și Marin Balbu știu că v-a lăsat ceva, nu? Ha, din întâmplare, când a murit. Da. Înainte să mă rog puțin timp. Păi, tu, dacă ai fi moștenit terenurile, mi le-ai fi vândut mie? Nu. Da, păi vezi, Amalia mi le-a vândut. Asta. Hei, ce faceți acolo? Alexandra, cred că te mai gândești, da? Unde ai fost, fata tati? Am fost pe afară cu Nițu. Iertați-mă că am întârziat, n-am știut că avem oaspeți. Voi ce faceți? Ce bine arăți. Tu vei mișto de mine? Chiar vă stă bine împreună. Nu, papa? Când vă căsătoriți? Așa un part. Foarte bună idee. Da? Foarte bună, da. Unde pleci, draga mea? Eu, sincer, mă gândeam la o noapte nebună. Poate altă dată? O să am eu grijă să nu mai pui mâna pe mine altă dată. Și, draga mea, nu ți-a plăcut? Dragă, eu iubesc luxul. Înțelegi? Îmi place să stau într-o casă foarte mare, să mă plimb cu mașini de lux. Tu nu poți să-mi oferi așa ceva. Nu poți să oferi? Vrei lux? Da. Că-ți dă tata lux imediat. Lux vrei? Nu să vedem ce am pe aici. Stai așa, nu te grăbi, stai un pic, stai așa. Vrei bani? Câți bani vrei?
Zi, draga mea, câți bani? De unde i-ai? Tu credeai că-s vreun amărăștean? Am bani mulți, dar nu mă arăt. Ăștia sunt bani negri. Mm. Dar cred că ți-am trezit un pic așa atenția, a? Bravo, tot. Ai mai trecut una la Palmares. Puștiu, se mișcă bine. E bine, că ce suflă. E suflă. Hai, dragă, hai. Bun ceva? Bună seara. Bună seara. Bună seara. Eu sunt Lili, sora Maia. Maia, trece aici. Maia! Nu mă încoace. Bună seara. Bună seara. Lili, sora Maia. Îmi pare bine. Hai să mergem. Stai, mă. Mihai, mulțumim mult. Dă-ne și nouă înfrângerea, da? Da, îmi trebuie. Mi-a părut bine. Ce, mă? De ce? Foarte bine că am intrat pe aici. Hai. Mergem? Nu mă întreba, nu știu. Alexandra? Tu chiar ai crezut prostia aia cu cei trei mușchetari din care a rămas doar unul? Poate. Poate. Poate că am crezut-o, da. Și cât vrei... Alexandra, cât mai venim noi în casa asta să ne umilim în halul ăsta? Cât o să mai dureze tâmpenia asta? Cât? Cât vrei să mai dureze toată imbecilitatea asta? Vreau să mergem care... acum. Da, m-a fost bine. Hai, intră. Bună, mamă. Am adus-o pe Maia. Așa, să nu strângi tu de gât din prea multă dragoste. E treaba ei dacă umblă noaptea pe străzi când are examene de dat. Dar nu umblă noaptea pe străzi și am fost cu Mihai la un suc. De ce ați intrat pe ușa principală? De ce am intrat pe ușa principală? Ca să-i cunoaștem și noi pe Barosani. Poate nu știi, dar eu sunt mai bucătăreasă în casa asta. Da, și e o rușine? De ce-i sfidezi? De ce-i sfidezi? Da, Lili, te rog, nu mai supăra pe mama. Bine, am plecat. Dar să știi, mamă, că de Maia am eu grijă, da? Îmi dau seama. Da, pe unde să ies? Pe acolo. Pe aici, da? Mm-hmm. Pa, mai vorbim, pa. Mai numai... O, Doamne! Ce faci atâta zgomot, domnule? Vreau să dorm, mă doare și capul de noapte. Auzi? Tu ai văzut-o pe aia pe... sora Maie? Am văzut-o, tu pe asta. Fii tu. Ai intrat cu ele două pe, pe-n față. Familia asta se înmulțește pe zi ce așa, trece. Așa, și tu ce ai de gând să faci dacă se înmulțește familia asta pe zi ce trece? Ți-am promis că am să te scap de ea. Asta o să se întâmple cât de curând. Nu mai țipa așa, că te doare capul. Dar cum? Dar stai puțin. Tu dacă vrei să o omori pe asta, eu nu vreau să aud. Nu vreau să aud. Pe mine nu mă pagina așa ceva. Am spus eu așa ceva. Păi, da, și atunci cum vrei să... Ți-am spus și eu așa dar cum vrei, stai, cum vrei să scap de ea atunci? Hm? Da. Bună seara. Mă scuzați, doamnă. Laptele pentru medicamente. E Dorina, noua menajeră. A venit în locul Stelei. Mulțumesc. A adus-o Nițu, zice că e de încredere. Da, domnule, sunt de încredere. Nu sunt o hoață și sunt o fată harnică. Doamnă. Dorina... Te rog să nu mai intri când e domnul Nismene, da? Îmi cer scuze, doamnă. Poți să intri când sunt în Nismene, dar nu când e doamna acasă. Da? Bună seara. Ești porc. Ce stâmpenile astea de față cu servitorii? Dar ce ce-s glumele astea? Cu domnul cu Nismene? Bine, Simona. Ce
Ce mai e nou? Nimic deosebit. Să trăiești, șeful. Nu mai trageți aici. Vedeți, așa sunt oamenii. După ce o să plecați, nu o să, n-o să vă mai cunoască. Păi de ce să plec? Eu chiar nu vă înțeleg. De-aia v-ați scolit să stați în mizeria asta pe aici? E mizerie pentru că nimeni nu face nimic, de-aia. Aia, nu face nimeni nimic. Da. Mihai, te deranjez? Cine e la telefon? Lili sunt. M-ai uitat deja? Vreau să vorbim despre Maia, când ai o clipă liberă. Nu știu. De ce e important? Te aștept pe la mine. Îți dau adresa. Ia mărul ăsta, Maia. Ionuț, te rog, ai grijă, da? Da, știu. Să nu mă murdălesc, da. Să nu mă bat. Să nu te bat, să nu te murdălesc. Maia, te rog. Bună dimineața. Hai, grăbiți-vă. Numai o secundă, vreau să vă prezint pe Dorina, noua menajeră. Da. Sper să vă înțelegeți. Eu sunt Elena. Da, vin. Copiii mei. Hai, grăbiți-vă. La revedere. La revedere. Se duc la școală. Aș vrea... fii amabilă și pot să încep treaba. Te-ai jos. Ia loc. Înțepata aia care a venit ieri aici, sora Maiei sau cine, ce hram poartă? Ileana e fata mea mare. A lucrat în străinătate, a avut un serviciu. Și s-a dus să locuiască aici? A, nu, nu. Și-a închiriat o garsonieră. A strâns niște bani. Fii atentă, Elena. Că am și așa destule probleme din cauza familiei tare, dar nu mai trebuie și asta. Și așa e înțepată și băgăreață de cum a venit. Dar nu, am să-i spun să nu mai vină aici. Te rog foarte mult, da? O am destul pe Maia pe cap. Nu, nu întreceți măsura, Elena. Da, și știți că fac tot ce pot, doamnă. Tu să nu profiți de faptul că Grig are suflet bun și va aduna de pe străzi. Fii atent de ce spun. Niciodată, dar niciodată, Elena, Maia nu se va mărita cu Mihai. Nici dacă vine cu burta la gură. E clar, Elena? Da, da, știu asta. Mulțumesc mult. Vlade, mă doare capul, nu mai pot. N-am chef de tine, îmi pare rău. Ia, stai, stai. Tu de meserie ești avocat, nu? Bine, hai să ne vedem la prânz. Am nevoie de o consultație profesională. Plătesc. Ce-ți place ceva de aici? Da, îmi plac mai multe, dar nu știu. Vrei să luăm ceva sau doar ne uităm? Păi... ar trebui să luăm, că e ziua lui mama mâine și... Oh, hai să luăm. Hai să luăm. Uite aici, că nu-mi place. Măi, capiță la porta nouă aici, că n-am nicio... Uite... broșă, ce să... Da, uite, chiar drăguță, broșă, ce zici? Broșă și un inel. Ce zici? Inel trebuie să-ți iau ție de mult, dar așa le fac eu pe dus. Îți place? Ce da, mamă, e foarte frumos, dar n-am bani și de broșă și de inel. Dar stai, măi, iau eu broșa și iei tu inelul, dacă insiști. Prea am bani și de inel. Asta sunt, da, mă, pentru... sărac, mă, sărac, lipit. Da, pentru... două ineluțe mai mici ai bani? Cât de mici? Stai aici așa. Tu! Voi vezi! Sari, eu! Ce lumea mea, mă nebunită! Mă nebunită, mă nebunită, mă nebunită! După tine, mă nebunită!